Doamna Molcean, în primul rând, bună ziua! Bine v-am găsit aici la Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova, de la Chișinău. Vă mulțumesc pentru că ați găsit timp în agenda pentru a realiza acest interviu. Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru interesul manifestat față de activitatea Ministerului Inginerii și a diplomației sau relațiilor internaționale. Știrea că ambasadoarea Tatiana Molcean a fost numită în funcția de secretar executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite a umplut de mândrie pieptul moldovenilor. Haideți să detaliem și să le explicăm oamenilor ce înseamnă de fapt această funcție și să ne spuneți dacă este această funcție un Everest profesional pentru dumneavoastră ca diplomat. Într-o măsură oarecare, această funcție, deci de secretar executiv al Comisiei Economice a ONU pentru Europa, este un Everest în mod cert, pentru că cred că ați văzut și în știrile care au anunțat această numire, că este pentru prima dată pentru un moldovean sau o persoană originară din Republica Moldova obținerea unei funcții de asemenea nivel în sistemul ONU. Exact cu ce se ocupă comisia, putem discuta mai detaliat, dar ca să aveți o închipuire, deci nivelul acestei funcții, Organizația Națiunilor Unite, care este una, deci, mare la nivel acoperind toate țările lumii, are un top management, deci un circa până în 30 de persoane. Deci fac parte din acei 30 de persoane din top managementul ONU, ceea ce în sine este o realizare. Există în general 5 comisii regionale, deci pe lângă Comisia pentru Europa, mai sunt pentru America Latină, mai este pentru Africa și deci sunt unul din cei 5 secretari executivi al unei comisii economice a ONU. Acum, ca să venim așa cu un contrapunct, sau poate nu, cine este de fapt Tatiana Molcean? De unde vine? Ce studii are? Cum ați pornit la drumul ăsta atât de provocator și, iată, important? Pot să spun că în mare parte este rutină, deci nu este ceva extraordinar sau să spun că a fost o istorie și cred că am mai spus-o în câteva interviuri, nu este o istorie ceva dramatică sau plină de nu știu, că trebuia să lupt într-adevăr pentru a mă afirma. Cred că cu fermitate că în Republica Moldova este și sunt toate precondițiile pentru a ajunge, de fapt, la așa funcție importantă. Vin dintr-o familie unde, deci, ambii părinți sunt din mediul privat, am făcut studiile, deci pe lângă școală, liceu, aici în Chișinău, după care a urmat facultatea de drept, deci cumva întotdeauna mi-am dorit, adică să merg pe această profesie de juridică în special, deși în familia mea sunt mai mulți economiști, deci asta a fost dilema pentru alegerea facultății sau a profesiei, și am făcut facultatea de drept, drept internațional specializarea, anii de facultate și vreau să spun că m-am convins de nenumărate ori, inclusiv în studiile pe care le-am făcut și la Geneva, acum în 2006, deci deja de ceva timp în urmă, aproape mai bine de 15 ani în urmă, că studiile care se fac în Republica Moldova, într-adevăr, sunt de calitate înaltă, pentru că programul pe care îl făceam includea și componente, de exemplu, de drept internațional, relații internaționale, economii, și confirm că nu că eram doar la nivelul celorlalți membri ai programului de studii, dar chiar aș spune că în cazul nostru sunt studii mai avansate. A urmat, în baza examenelor, care au fost rezultatele destul de bune, adică bune, erau prin top în anul în care am absolvit, am fost invitată să aplic la Ministerul Afacerilor Externe și, practic, iată de 20 de ani, septembrie 2004, până în ziua de astăzi, am activat în cadrul Ministerului de Externe, Afacerilor Externe și Integrării Europene. De fapt, am fost parte și a echipei care, anume, a schimbat prefixul ăsta. Deci eu am schimbat împreună cu Ministerul prefixul Integrării Europene. Într-un interviu pentru Diplomacy Today, ați declarat că nu ați visat să ajungeți diplomat, ci din contra avocat. Întrebarea este, ce a condiționat această schimbare de parcurs profesional? Cu siguranță a fost un moment în care ați înțeles că poate calea asta a diplomației ar putea să fie mai provocatoare pentru dumneavoastră din punct de vedere practic. Povestiți-ne despre această decizie și cum s-a întâmplat tot. Deci am mers la facultate de drept, fiind ferm convins și
că studiile anume în acest domeniu, aș fi vrut să fiu avocat, să merg în instanță, să apăr drepturile persoanelor. Cred că era și o parte din asta romantică, știți, influențată de cinema, de filme, unde poți influența cu adevărat procesele, schimba soarta chiar a unei persoane, de ce nu? Deși studiile le-am făcut în special pe drept internațional privat, deci nu chiar penal, deci nu cu acest domeniu. Nu a fost o schimbare, să-i spun așa, care nu s-a exclus una pe alta. Decizia de a merge la sau urma cariera în diplomație s-a întâmplat de la sine, fiind printre absolvenții cu cele mai bune rezultate, și atunci președintele al comisiei era pentru la examenul de absolvire de licențiere, fostul ministru de externă, și a invitat primii studenți care cu cele mai bune rezultate au spus că veniți la un interviu la Ministerul de Externe, se crea Departamentul Integrării Europeană. Și am mers și nu am regretat, deci nici pentru un moment. Simt că în domeniul diplomației ceea ce cumva mi-ar fi lipsit în domeniul juristic, pentru că realitatea este un pic diferită în Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, da, deci în toate țările. Deci este foarte mult lucru tehnic și nu influențează în așa măsură mare procesele în instanță. În schimb, în diplomație, în special în cazul unor țări precum Republica Moldova, când avem o administrație sau un sistem diplomatic destul de compact, haideți să folosesc un termen așa mai diplomatic, chiar poți influența procesele destul de mult și asta m-a apreciat chiar din prima zi, din când am venit la Ministerul de Externe. Dar dumneavoastră, așa, în esență, înțeleg că sunteți o persoană care preferă să stea la butoane și să vadă neapărat rezultatul, să vadă transpunerea efortului într-un rezultat, pentru că sunt oameni care lucrează pe procese și nu neapărat urmăresc rezultat sau nu înaripează neapărat rezultatele concrete obținute. Dumneavoastră aveți nevoie de rezultate pentru a vă motiva și pentru a simți că ceea ce faceți este util pentru oameni sau pentru țara dumneavoastră? Și da și nu. Cred că uneori noi exagerăm în a spune rezultat. Deci rezultat poate să fie foarte mic și eu deja, adică fiind partea unei echipe, vă spuneam de la început, eram partea echipei care a fost creat departamentul nou pentru integrare europeană, și ceva care putea fi dintr-o parte foarte banal. Deci să pară, dar că s-a armonizat o directivă europeană, deja era considerat un succes. M-a întrebat anterior referitor la de ce am schimbat acest domeniul juridic pe cel al diplomației, nu am schimbat. Deci eu acum le convin și chiar din primele zile foarte mult pun accent anume pe aspectul ăsta de drept, pentru că avem nevoie de această ghidare. Deci să fie baza aceasta legală este o parte foarte puternică în caracterul, în modul meu de a activa și pe parcursul carierei profesionale, deci cei 20 de ani de când sunt în serviciu diplomatic al Republicii Moldova, și colegii cred că o cunosc asta destul de bine, întotdeauna am pus accent anume și pe argumentarea juridică, argumentarea legală a proceselor. Dacă ar fi să vorbim despre începutul carierei dumneavoastră diplomatice, dar chiar și acum, calitatea de ambasadoare a unei țări mici, precum este Republica Moldova, a generat vreodată o anumită modestie în dialogul cu alte state sau, din contră, ați reușit să găsiți acele argumente pentru a prezenta Republica Moldova dintr-o lumină care să nu o facă deloc mai puțin atractivă sau mai puțin... O să încerc să răspund sincer la această întrebare. Da, e adevărat. Adică venind dintr-o țară mică, ai anumite provocări, anumite uși se deschid mai greu, deci anumite întrevederi se obțin mai dificil. Nu suntem pe aceeași poziție de egalitate cu marile state în relațiile diplomatice, deci nu doar accesul sau atenția de care se bucură țara, dar și resursele pe care le avem disponibile pentru a realiza anumite obiective. În același timp, este un avantaj care l-am observat în special acum în ultimii 3 ani de activitate la Geneva, fiind o ambasadă sau un șef al unei misiuni a unei țări mici.
Deci pe când colegii de la curțile mai mari au o divizare foarte mare și au câte trei ambasadori. De exemplu, la Geneva sunt foarte multe țări care au trei ambasadori. Ne mai vorbim de faptul că au ambasadă separată la Berna, deci care se ocupă cu relațiile cu Elveția. Cine se ocupă cu drepturile omului, cine se ocupă cu comerțul, altul se ocupă cu dezarmarea. Noi avem avantajul că ne ocupăm de toate și este o agendă foarte încărcată, dar în același timp putem combina și influența procesele mai bine. De ce? Pentru că, cunoscând dinamica într-o anumită organizație, deja poți foarte bine să te pregătești pentru anumite procese în alte organizații. A fost în special valabil acum de la începutul războiului în Ucraina, sau contra Ucraina, ar fi mai corect să spunem, când au fost, cu părere de rău, procesele în cadrul organizațiilor au trecut de la consens la vot permanent și a fost foarte util această capacitate de țară mică care poate combina și asigura o sinergie mai bună. Da, calitatea asta de om orchestră a ambasadorilor din Republica Moldova contribuie la formarea lui ca specialist multilateral dezvoltat. Dacă nu greșesc, ați declarat într-un interviu, mi-amintesc așa, că a fost o perioadă provocatoare pentru dumneavoastră atunci când era pandemia, pentru că era pandemia și trebuia să... era chiar la începutul carierei la mandatului la Geneva, dacă nu greșesc, da? Povestiți despre perioada aceea, cât de provocator a fost? Începând cu ideea de a veni și a începe un post nou, un mandat de ambasador, când nimeni nu face întrevederi, nimeni nu face reuniuni, ești toată ziua pe online. Noi în Republica Moldova am avut un sistem cumva mai flexibil, în ce sens? Deci majoritatea țărilor în genere au exclus lucruri din oficiu. În cazul Moldovei, noi în fiecare zi, cu restricțiile corespunzătoare, continuam activitatea din oficiu. Dar atât de mult am văzut o schimbare în priorități. Sincer, acum, haideți să spun, 5 ani, Geneva nu era tocmai un hub, o atenție sporită. Imediat după pandemie, toți, absolut, veneau la Geneva sau nu numai că veneau la Geneva. Deci, directorul Organizației Mondiale a Sănătății, deci o organizație care a existat de mulți ani, 70 plus, deci, ani, a trebuie să treacă o pandemie sau să fie o pandemie de așa învergură, că această organizație a căpătat imediat atenția politică. Deci nu doar a experților, a medicilor, a celor care se ocupă cu politici în medicină. Deci a devenit imediat punctul de atracție. Deci discuțiile referitor, când se repartizează, cum se repartizează echipamentul de protecție, pe următoarea etapă. Eu am venit deja la Geneva, la etapa când mergea nu echipamentul de protecție, cu asta ne ocupam cât eram la Ministerul de Externe, să obținem măști, era o luptă crâncenă pentru obținerea asemenea echipament. Am ajuns la Geneva când deja erau discuțiile despre vaccinuri. O luptă și mai crâncenă. Și mai crâncenă și mai complicată, vreau să spun. Am avut acces surprinzător, deci la CEO, deci președinții de companiile principale producătoare de vaccinuri, poftim, sunați, obțineți. Nu este simplu în cazul Republicii Moldova, fiind iarăși o țară mică și piață mică, am avut situații când a trebuit să se meargă chiar peste, deci a fost, să spunem așa, forțat. Pentru companii, aspectul privat conta mai mult, da? Mergem pe piața Moldovei, eforturile sunt mari, dar realizarea e o cantitate prea mică, nu ne interesează. Deci s-a mers prin șef de organizații internaționale pentru a convinge că toate țările, indiferent de mărimea lor, au nevoie de vaccinuri și, de fapt, din zona noastră sau din categorie de țări, Moldova a fost prima care a obținut. Nu zic că este meritul, hai să spunem, al meu sau al echipei de rămel. A fost o puternic sprijin de acasă, deci a fost un... s-a pregătit, s-au dat documente, dar, într-adevăr, Moldova a fost prima care a obținut din platforma asta care a fost creată nouă, dacă cunoașteți, deci COVAX, GAVI, deci a fost creată o alianță. Și da, asta a fost începutul celor trei ani la Geneva. Imediat sănătatea a devenit peste 2 ani, nu peste 2, chiar peste 1. Războiul și imediat organizații precum refugiații. Exact. Deci oficiul înaltul comisar pentru refugiați. Chiar în acești zi eu mi-aduc aminte foarte bine. Deci eu data de 24
februarie, o țin minte foarte, foarte bine, în ajun colega de la ambasada Ucrainei, deci am avut discuțiile corespunzătoare, dar pe 24 deja eram la Filippo Grandi, deci comisarul pentru refugiați, am avut discuții tot în aceeași zi și cu șeful OIM, deci pentru migrație, pentru că migrația, mă rog, e un aspect diferit, dar oricum contează, și cu cei de la Comitet pentru Crucea Roșie, deci imediat. Asta este așa, un amalgam de organizații care sunt la Geneva, dar prioritățile, într-adevăr, migrează independent. Agenda este, poți fi cu anumite priorități, dar realitatea îți impune agenda. Comisia Economică pentru Europa, ONU, are un rol important în promovarea dezvoltării durabile și a cooperării regionale, tocmai despre ce vorbeam. Care sunt acum principalele obiective pe care intenționați să le abordați în această funcție, mai ales că cunoașteți foarte bine care este situația din interior și din interiorul Republicii Moldova și din regiune? În primul rând vreau să spun că, deci, în actualul context, deci care îl avem acum, cred că este unul cel mai complicat și complex pentru activitatea organizației, pentru activitatea Comisiei Economice, pentru Europa, ONU. Sunt 56 de state membre, pornind de la, evident, statele din Europa, și mă refer UE și non-UE, inclusiv avem și Turcia, Israelul. Avem și țările din America de Nord, deci Canada și SUA, aici nu, uneori nu este evident pentru mulți, adică Comisia Economică Europa, da. Și noi avem Canada și SUA, deci ca membre. Și țările din Asia Centrală, deci avem Kyrgyzstan, Uzbekistan, deci stanurile, țările sunt membre ale organizației și desigur că Rusia, Belarus, Ucraina sunt membre ale organizației. Vă dați seama, nu este un context tocmai simplu. Dar elementul de bază este că această organizație de fapt a fost creată pentru a contribui la, sau unul din cele mai importante mandate a fost după al doilea război mondial, pentru reconstrucția Europei în general, deci pentru crearea anumitor aceste integrări economice. În ziua de azi mandatul nu s-a schimbat foarte mult. Cu părere de rău, iarăși vom fi puși sau suntem în situația, și asta va fi una din priorități, reconstrucția în cazul dat a Ucrainei, dar nu doar, reconstrucția podurilor de încredere între țări, odată ce vor fi premisele, asta este tot iarăși foarte important, cu părere de rău, acum nu prea sunt ele, și cum lucrăm, cum activăm mai departe în aceste circumstanțe, și anume această integrare economică. Întreaga regiune este foarte diversă din punct de vedere al dezvoltării economice. Deci avem țări înalt dezvoltate, țări în curs de dezvoltare și mai puțin că țări slab dezvoltate. Deci noi, una din priorități, într-adevăr și în conform cu obiectivul de dezvoltare durabilă, este să reducem din aceste inegalități. Sincer, activitatea Comisiei, de fapt, și asta am învățat-o când am venit la Geneva. Mie îmi părea că... Deci activitatea Comisiei acoperă foarte multe domenii de zi cu zi pe care cumva ne intersectăm cu ele și fără ca să ne dăm seama. Anume, această comisie este cea care a făcut standardele la nivel european și ulterior au fost preluate și la nivel internațional, în parte ce ține de calitatea aerului, calitatea apei. Deci pe mediu, convențiile care au fost făcute în marja UNECE sunt Aarhus, ESPO, Rotterdam, deci toate aceste convenții pe care, sincer, eu le cunoșteam când eram aici și mă ocupam cu integrarea europeană, că sunt niște angajamente pe care noi trebuie să le îndeplinim în contextul procesului de aderare. Convenția TIR. Deci TIR, toți cunoaștem despre carnetele TIR, despre TIR ca atare, despre tahografie digitale. Pe asta este rezultatul lucrului sau muncii UNECE. Expertiza, procesul de reglementare în cadrul organizației. Deci prioritățile nemijlocite ies din mandat. Focusul este economic, dar economia este un domeniu larg. Vorbeați despre comerț, exporturi, da, dar asta este o chestie mai îngustă, aș spune. Sectorul transportului, energie regenerabilă, mediu, statistică, deci acestea, în fiecare domeniu sunt destul de multe chestii care putem să le facem și urmează să le facem. Focusul Comisiei este pe economie, dar dacă ar fi să întorc altfel această întrebare, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt interesele Republicii Moldova și a regiunii acum? Cele mai primordiale interese care ar trebui
pe care ar trebui să pună accent? Deci aș putea vorbi mult și am o informație foarte clară, pentru că aceasta facea parte din mandatul meu ca ambasador, ca reprezentant permanent al Republicii Moldova la ONU și organizațiile, inclusiv cum ar fi UNECE. Acum nu îmi pare corect, pentru că pe 1 septembrie, când preiau nou mandat, subscriu la fapt că după 20 de ani, după lucru și reprezentare sau promovare a țării, urmează să cumva... nu se ignoră, dar să asigur că toate țările sunt reprezentate. Și echidistant, da, dar este o condiție care este pusă tuturor funcționarilor ONU, pentru că nu este vorba de opoziție, hai să spun așa, din partea țării. Nu a fost opoziție că Republica Moldova. Eu am aplicat la această poziție ministerul sau guvernul, fiind cei care au susținut candidatura. Deci nu este opoziția Moldovei, este o poziție în calitate individuală și de asta parcă cumva aș vrea să evit în a spune care... Dar o pot face colegii pentru a prezenta prioritățile. În general, pentru organizații, deja mi-am trasat și mi-am schițat câteva domenii sau nu domenii priorități. Desigur, chiar înainte de a începe, chiar și la perioada interviurilor, asta a fost una din întrebările cheie. Dar intuiesc că o să mergem iarăși pe foarte mult pe chestia care cum... realitatea care ne-o... Da, imediat ce vom avea o claritate, de exemplu, pe dimensiunea ceea ce ține de Ucraina, când putem începe proiectele de reconstrucție, când putem începe expertiza. Deja se lucrează. Dar nu numai. În paralel se petrec foarte multe ședință la nivel de experți, de exemplu, pe transport autonom. Știți, este o problemă acum a reglementării în domeniul dat, nu este reglementat, sunt accidente, cine și cum parte responsabilitatea. În octombrie avem forumul primarilor, Forum of Mayors, deci este o activitate care este foarte importantă autoritățile locale, cum lucrăm, urbanism, dezvoltarea orașelor și localităților. Mie mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu UNECE pe dimensiunea de împădurire. Este un domeniu care cred că o să mă lasă să-l păstrez, deci nu ține doar de țară, este ceva ce mă interesează foarte mult. Instrumentele de care dispune UNECE pentru a susține țările în procesul de împădurire, că nu se întâmplă automat, ai sădit un copac și ai înverzit țara. Trebuie să fie o abordare strategică. Deci instrumentele UNECE sunt și aici este unul din domeniile în care îmi doresc foarte mult să avem progrese majore ca organizație, ca regiune, pentru că toți vedem care este impactul la despădurire, la defrișări. Este un domeniu care voi fi interesată să-l avansez și să aprofundăm, să avem ceva rezultate mai bune. Comisia Economică pentru Europa desfășoară, pe lângă cele menționate de dumneavoastră, și proiecte și inițiative care țin de dezvoltarea durabilă, inovație tehnologică, dezvoltarea infrastructurii. Acum, din noua funcție, cum intenționați să promovați, iată, aceste domenii specific și cum intenționați să le integrați în strategiile de dezvoltare regională? Într-un mod așa mai simplist, dacă spun, există o strategie de activitate, organizație și, de exemplu, în următoarele zile, în luna septembrie, la New York, de fapt, se desfășura discuții referitor la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În toate rapoartele recente pe care le-am văzut și le-am discutat deja, situația nu este tocmai bună pe nivelul de realizare acestor obiective. S-a rămas mult în urmă, fie că este vorba de COVID sau alți factori. Este în general... De fapt, pandemia a fost cea care a influențat negativ foarte mult proces pe care nici nu ne dăm seama. Încrederea în sistemul ăsta multilateral sau în anumite procese a stagnat. Ne aducem aminte foarte bine cum în loc de utilizarea mecanismelor internaționale sau regionale, toți s-au grăbit să utilizeze sau protecționismul ăsta la nivel național, doar pentru ei, doar interesul propriu. Și deci asta a avut un impact negativ asupra tuturor proceselor, asupra realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă. Nu poți o țară individual să realizeze aceste obiective, deci trebuie să fie bazat pe cooperare. Statistic vorbind, suntem, deci că agenda 2030, nu tocmai bine. Da, regiunea Europei este, sau atât UNECE, în special țările care sunt de mandatul UNECE, stă undeva mai bine statistic ca celelalte regiuni.
Dar asta, știți cum, când faci statistica și media, unul este bogat, unul este sărac, media, toți suntem bine. Nu este ok. Trebuie să vedem individual pe fiecare țări unde avansăm. Deci, pe fiecare. Un accent foarte mare va fi pe economia circulară, tot ce înseamnă economia circulară, deci utilizarea resurselor într-un mod responsabil. Am vorbit anterior foarte mult și chiar am avut și proiecte interesante, care poate nu toate au mers cu finalitate, deci nu au avut o finalitate, pe sustainable, deci fashion, sustainable fashion, deci moda sustainabilă. Da, deci o industrie care este tare axată pe risipă. Exact, în ultimul timp, exact. Special, este o risipă colosală în acest sector. Sau alimentară. Deci sunt recomandări, legislații și noi chiar și în Republica Moldova am avansat aici. Cum combatem această risipă alimentară? Deci domeniul tot ce ține de economie circulară, utilizarea inteligentă a resurselor de care dispunem, va fi prioritate, printre prioritățile, să spun eu așa, numărul 1. Vreau să spun că ca și orice organizație, ca și orice structură, clar că sunt provocările. Sunt anumite provocări, sunt anumite oportunități. Deci resursele și accesul la resurse financiare, în primul rând, este o provocare. Va trebui să fiu, cred că mai, și asta este una din chestii la care urmează să, sau cel puțin mi-am propus să lucrez, să vedem cum putem utiliza resursele, hai să spunem mai alternative, mediul privat are resurse colosale care nu le valorificăm și disponibilitatea este. Am vorbit de păduri, din pădurire. Cred că o cooperare benefică pentru toți între mediul privat și, de exemplu, UNECE sau țările membre pentru împădurire ar putea. Deci acolo sunt resurse, trebuie să căutăm. Este o problemă în cadrul tuturor organizații, nu doar UNECE, deci resursele financiare, dar cred că pe dimensiunile pe care se ocupă UNECE avem destul de multe oportunități. Ați menționat mai sus cât de schimbător este contextul global în care ne aflăm și cât de mult aceste schimbări dictează agenda deciziilor care se iau sau cum se schimbă prioritățile de la un an la altul sau de la o zi la alta. În acest context marcat de provocări complexe, cum vedeți rolul Comisiei Economice pentru Europa în promovarea unei dezvoltări echitabile și durabile în regiune? Și mă refer aici la dezvoltarea egală a tuturor țărilor din regiune. Sau nu poate fi vorba de egalitate în condițiile actuale? Nu poate fi vorba de egalitate, dar spuneam și anterior. Deci, cu părere de rău, nu este ceva nou. Da, aveam anumite procese care au degradat, dar nu este nimic nou, din păcate, și aceste inegalități au fost. Cred că va mai dura până vom reduce din aceste inegalități. Scopul principal este să întărim capacitățile țărilor care sunt în proces de dezvoltare, anume să-și crească potențialul în cel mai bun, deci să identificăm care sunt cele mai optime soluții. Deci nu mergem pe toate dimensiunile cu toate țările. Sunt țări care au un potențial mai mare într-un domeniu sau altul. Deci se va lucra individual cu țările și în același timp în priorități cum sunt, deci în special pe dimensiunea economică, comercială, facilitarea comerțului, cum reducem din aceste impedimente chiar la trecerea frontierelor. Este un aspect foarte important de care se preocupă Comisia, cum să facilităm comerțul, dar aceasta se lucrează mult individual cu țări sau cu un grup de țări. Și sunt obiective sau domenii care implică toate țările, cum și-am spus, de exemplu, domeniul mediului sau resurse regenerabile. Deci în acest domeniu noi nu putem lucra cu o țară, cu două țări. Noi trebuie să lucrăm și să implicăm întreaga comunitate, deci toate țările membre și nu doar. Pentru că, de exemplu, în cadrul Comisiei avem, da, 56 de țări membre, dar pe lângă Comisie mai avem 70, chiar și mai mult, de organizații, de experți, de analiști, nu știu, mediu academic, care contribuie la aceste procese. Deci trebuie să valorificăm. Resurse sunt multe. Sincer, cred că și la nivel global, ele sunt. Trebuie să găsim modalitatea să le valorificăm și
Iată, anume în acest mod văd eu calea optimă pentru a reduce din aceste inegalități. Găsim să facem un fel de matchmaking, cum s-ar spune, între resursele care există și necesități. Aspectele legate de gen și de incluziune sunt foarte sensibile. Dumneavoastră ați declarat într-un interviu că nu ați simțit niciodată discriminare pe bază de gen, iar faptul că sunteți femei nu v-a încurcat să ocupați poziții de importante, poziții cu putere de decizie și așa. Întrebarea este cum veți contribui la asigurarea, cum veți face să vă asigurați că perspectivele și nevoile tuturor cetățenilor din regiunea Europei sunt luate în considerare în cadrul procesului decizional al Comisiei? Vreau să precizez că da, în cazul meu, așa cum și-am declarat, nu am simțit sau nu m-a afectat și însuși faptul că sunt mai întâi ambasador și acum în această nouă poziție destul de importantă, este o confirmare că da, venind din Republica Moldova, ai aceste posibilități. Dar să nu fiu înțeleasă greșit, situația nu este ideală. Noi avem înspre ce tinde. Poate în cazul meu am avut mai mult noroc cu cei care au sprijinit sau m-au sprijinit pentru că acum câțiva ani nu era atât de simplu să fii mamă. De exemplu, să ai îngrijirea copilului era și s-au făcut acum câteva reforme, dar unul din principalele impedimente în creșterea în carieră. Pentru că încă este. Dar am văzut că sunt, deci cu creșele, văd aceste procese, că sunt anumite schimbări. De asta spun, este foarte important să precizez că da, dacă în cazul meu nu am iarăși o istorie dramatică, că am luptat, nu am dormit nopțile, poate că am avut sprijinul necesar, deci tradițional pentru Republica Moldova, părinții, da, bunica este cea care ajută sau salvează situația. Salvează situația, da, cred că asta o să ne salveze pe toți în Moldova, bunei. Dar situația nu este ideală nici în Republica Moldova și cu atât mai mult la nivel mondial. La Geneva nu am fost responsabil doar, să spunem, de domeniul economic sau sănătate. Drepturile omului este una din principalele, sau Consiliul pentru Drepturile Omului este una din principalele dimensiuni și am văzut cum a degradat, a deraiat toată agenda pe gender. Noi în ultimii ani, iarăși fie că este vorba de pandemie, fie că este un context mai larg la nivel internațional, avem niște situații și niște... Deci, femeile sunt într-o situație sau problema gender în general este dramatică și cu părere de rău mai gravă decât a fost în unele cazuri, decât a fost acum câțiva ani. Este foarte mult de lucru. În cadrul organizației avem mecanisme de evaluare, nivelul de reprezentare a femeilor. Sunt bucuroasă și asta este un subiect care deja l-am discutat cu predecesoarea mea, pentru că tocmai vin de la Geneva unde m-am întâlnit. Am mers la Geneva pentru a mă întâlni cu ea înainte de a-și încheia mandatul. Mi-a spus că este o situație relativ bună, deci în cifrele care mi le-a prezentat, comparativ chiar cu alte organizații pe care le cunosc și eu. Deci undeva 48%, deci se asigură această balanță de gender. Dar clar că sunt, de exemplu, anumite domenii, cum ar fi statistica, unde avem mai multe femei în departamentele de la UNECE și sunt domenii precum energetica sau transport, unde avem mai mult bărbați. Voi continua, deci, pe dimensiunea aceasta de gender. Este loc pentru mai bine. Tot timpul am spus că cel mai greu este celor nu care încep, dar care continuă rezultatul care deja este bun. Deci dacă aș fi început de la zero, și 1% și 2% deja era un succes major. Dar aici de la 48% sau de la, nu știu, când deja ești destul de bine poziționat, e mai greu să faci această schimbare, dar cu atât mai necesară. Deci nu trebuie să ne oprim, să zicem, e bine. Da. Și asta și se referă și Republica Moldova, că până la 1 septembrie pot să comentez și despre situația din Republica Moldova și este și cazul nostru. Da, noi suntem bine, de multe ori am auzit că uitați-vă, aveți Moldova, femei în top poziții de conducere. Și o soluție în care încă cred sunt cotele. Am văzut cât de mult a schimbat aceasta în Parlament, de exemplu. Da? Introducerea cotelor, ziceam că... Obligatoare, să da, zicem. 40% reprezentare, știți, parcă nu ne prea place, nu o să fie forțată, că și așa, parcă este bine, dar realitatea, când începem a examina, iată, avem reuniunea ambasadorilor. Câte doamne ambasadori avem la masă? Nu ne împiedică nimeni, dar oricum, statistica este așa că 7 doar suntem, da?
Despre asta vreau să vorbesc, adică sunt anumite mecanisme care se merită a fi examinați suplimentar și cel mai greu pas este atunci când deja ești la un nivel înalt. Atunci devine mai complicat să mai promovezi. Întrebarea evidentă este, da, ce mai vreți? Și așa este bine, da? Asta e întrebarea evidentă pentru stagnare, pentru progresul, asta înseamnă tot de la bine să mergem la mai bine, iar noi credem și arată și sondajele și statisticile că Republica Moldova încă are probleme mari la acest capitol și poate la nivel declarativ sau la nivel de protocol suntem bine, dar undeva în realitățile care nu se arată la televizor și nu intră în cifrele statisticilor, lucrurile nu stau chiar atât de frumos. Nu sunt ideale, dar iarăși, vorbind din experiența pe care o am la Geneva, în special pentru că suntem evaluați, de exemplu, în același Consiliu pentru Drepturile Omului și la capitol gender și nu am avut evaluarea în anul ăsta, anul trecut, deci pe implementarea tuturor, deci țin domeniu, nu suntem ideal, dar suntem cu mult, cu mult mai bine. Deci undeva, eu cel puțin simt că sunt norocasă că anume în Republica Moldova m-am realizat în plan profesional în multe colțuri ale lumii și nu doar colțuri, cred că și în mijlocul Europei sunt uneori sunt provocări, poate și mai complicate. Deci, Moldova suntem bine, dar trebuie să tindem să fie, nu trebuie să mergem prin comparație, trebuie să mergem spre ideal. Implementarea agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă este un factor esențial atât pentru Republica Moldova cât și pentru țările din regiune în general. Cum veți sprijini statele membre în eforturile lor de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și de a face progrese în provocările ce țin de schimbările climatice, mai ales că am înțeles că problemele de mediu vă pasionează în mod special, aveți o pasiune specială pentru mediu, pentru calitatea aerului, pentru calitatea apei. Spuneam anterior că, cu păreri de rău, ultimele rapoarte, deci de evaluare midterm sau de jumate de termen, ceea ce ține sau aproape de jumate de termen de implementare obiectivelor, arată că nu stăm tocmai bine, inclusiv în Europa, chiar dacă în regiunea deci acoperită de Vânecea, chiar dacă comparativ pe anumite sectoare poate este mai bine. A avut loc o stagnare, deci trebuie să vedem și primul pas este să înțelegem exact factorii care au dus la încetinirea procesului, da? Deci să continuăm pur și simplu așa obiectivele sau măsurile pe care le-am trasat, aparent nu este suficient, deci dacă continuăm în același ritm, rezultatul va fi că nu atingem aceste obiective de dezvoltare pe care ne le-am setat pentru 2030. Deci asta este aprecierea la moment, deci referitor la obiectiv de dezvoltare durabilă. În următoarele zile, și v-am spus despre aceasta, că va urma un summit în septembrie, vor urma discuții în septembrie, să facem o reexaminare și să vedem cum putem accelera procesul. Cel mai important este că nu poate UNECE sau orice altă organizație să lucreze individual. Suntem foarte mulți parteneri. Cred că unul din lecțiile cele mai bune care le-am învățat în minister, în sistemul, în genere, în sistemul public din Republica Moldova, este foarte important să asigurăm cooperarea și acest schimb de informații și o sinergie. În caz contrar, noi ne suprapunem, deci un cuvânt de care ar trebui toți funcționarii publici, fie că suntem în sistemul național sau în sistemul ONU, să-l evităm, este overlapping. Deci e o tragedie când nu avem resurse, dar noi încă le cheltuim pe aceleași lucruri pe care le cheltuie și alte organizații. De asta, în următoarea perioadă, deci această reevaluare a mecanismelor și instrumentelor va fi bazată nu doar pe informații statistică, date, dar pe setarea unor priorități anume în comun cu restul agențiilor. Pentru că, de exemplu, pe același domeniu de mediu care vă spuneam că, mă rog, este unul de prioritar, mai există și alte organizații, deci este UNEPUS și sunt foarte mulți care se preocupă. Pe energetică avem comunitatea energetică, deci tratat comunității energetice, dar să vedem cum mobilizăm resursele. Este ca și în orice țară și în sistemul ONU este această provocare că ne mai dublăm, ne mai ocupăm toți cu același lucru, solicităm suport pentru chestii care deja se implementează. Am văzut-o în special acum cu
criza refugiaților, deci s-a cerut de multe părți, toți au sărit să ne ajute, dar nu vorbesc doar de Moldova, de la nivel mondial. Și era, deci primele zile era mai haotic, dar imediat următoarea ce a fost prioritate, deci să ne asigurăm că este o coordonare foarte, foarte bună. Deci asta ar fi o chestie care vreau să mă asigur că în activitatea organizației este bine pusă la punct. De-a lungul întregului interviu, așa că un fir roșu am desprins ideea că totuși cooperarea regională este cheia succesului. Este important ca țările să reușească să conlucreze împreună. Promovarea cooperării economice dintre țările din regiune, înțeleg că este una dintre prerogativele Comisiei Economice pentru Europa sau cel puțin o dorință. Întrebarea este, cum vedeți, care ar fi potențialul pentru creșterea comerțului și a investițiilor în cadrul Europei și dacă există pârghii pentru facilitarea acestor procese? Există foarte multe pârghii pentru facilitarea acestor procese, dar mediul privat, pentru că vorbim de facilitarea comerțului în primul rând, el nu poate fi forțat, hai să spunem așa. Mediul privat merge acolo unde are profit și unde este interesant să meargă. Acum, ce putem face, da? Să creăm acel mediu stabil. Deci, iarăși, mediul privat, comerțul are nevoie de stabilitate. Și crearea unor precondiții, cel puțin pentru oportunități de a face comerț. Asta este rolul. Da, mă rog, se stimulează, se fac chiar și noi, hai să spunem, nu doar în cadrul ONU, dar pe bilateral. Fiecare din colegii mei în ambasade are una din cele 4 priorități de bază, este diplomație economică. Poți să faci 10 de prezentări economice. Dacă nu se vede interesul care va fi, care este durata, care sunt reglementările, cât de stabilă este regiunea, cât de stabilă este situația. Pentru economie, acum operăm în așa niște termeni mai specifici. Ne uităm la mediul privat, ca la filantropiști un pic. Deci, ne așteptăm ca să înțeleagă, să înțeleagă că doar prin economie putem, deci prin comerț, prin investiții, putem ajunge la o dezvoltare mai echitabilă și chiar dacă sunt uneori anumite riscuri, apelăm la solidaritatea lor ca persoane și se creează parteneriate. Dar asta nu poate fi la nesfârșit, deci trebuie de creat aceste premise pentru o stabilitate. Doar așa cred că este real să fie într-adevăr aceste procese și acest comerț să aibă loc. Sunt țări unde însuși dialogul trebuie să fie dezvoltat. Deci chiar fiind vecine, observăm uneori că nu există dialogul necesar, încrederea necesară, dar cred că este o dimensiune care cumva depășește pe cea a Comisiei Economice. Pe final de discuție, aș vrea să vă rog să veniți cu un mesaj pentru moldoveni, în special pentru concetățenii noștri care sunt foarte preocupați de cum va arăta viitorul lor și dacă se vor liniști vreodată apele, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al securității, al stabilității. Fiind un funcționar, un diplomat format în Republica Moldova în special, cred că pot afirma cu certitudine și spune că avem norocul, avem oportunități și avem posibilități. Deci, ține doar de noi ca să le valorificăm aceste oportunități. Nu există scuze, nu există, nu cred. Și cred că chiar prin exemplul meu, nu există scuze să spunem, o țară ca Moldova nu-i va fi oferit o funcție cu tare sau cu tare, că totuși merge la țări mai importante, țări mai mari. Există posibilitatea, depinde ceea ce ne propunem. Referitor la viitor, da, sunt incertitudini, da, sunt provocări, da, nu există stabilitate, dar mă gândesc la acum 10 ani în urmă. Eu cred că sunt atât de multe lucruri care în domenii unde s-au progresat și chiar ca la nivel de umanitate. Deci haideți să ne uităm la partea pozitivă și să ne convingem încă o dată că fiind din Republica Moldova poți realiza multe,
Depinde de ce îți propui. Doamna Molceanu, vă mulțumesc pentru această discuție, vă doresc succes și doar provocări pe care să le puteți schimba pe un rezultat de care să fiți mulțumită dumneavoastră și să ne faceți mândri pe toți. Eu vă mulțumesc pentru, încă o dată, pentru această posibilitate de a discuta, pentru interesul, pentru această dimensiune care, sincer vorbind, nu este întotdeauna prezent, dar cred că este important nu doar pentru Republica Moldova, pentru regiune și pentru, de fapt, pentru întreaga lume. Vă mulțumesc!